Salutare copii! Astăzi vom vorbi despre mediul nostru natural și activități practice de întreținere a spațiului verde. Ne bucurăm în fiecare zi de natura din jurul nostru. Adesea ieșiți cu părinții voștri și descoperiți cât e de plăcut să vă jucați afară, în parc, în grădina casei voastre sau la bunici. Toate acestea nu ar fi posibile fără apă, fără lumina și căldura soarelui, dar și noi avem o contribuție majoră în a păstra un mediu sănătos. Primul pas începe întotdeauna cu fiecare dintre noi. Poluarea apei sau a solului are consecințe negative asupra tuturor speciilor de plante, animale sau păsări, a aerului pe care noi îl respirăm. În lume sunt mii de voluntari care, din proprie inițiativă și cu multă bunăvoință, participă la acțiuni de ecologizare, adică asigură un mediu natural sănătos. Cred că aici vă descurcați și voi. Aveți nevoie de mănuși de protecție și câțiva saci menajeri, iar împreună cu colegii și doamna învățătoare, sunt sigură că puteți organiza astfel de acțiuni. Nu sunteți niciodată prea mici pentru a învăța că fiecare dintre noi suntem responsabili față de mediul în care trăim. Mai vin cu o idee. Pomii fructiferi nu numai că înfrumusețează spațiul verde din jurul casei, dar aduc și o serie de beneficii, precum fixarea solului cu ajutorul rădăcinilor, dar și fructele pe care noi le mâncăm, pentru a fi sănătoși și a avea multe vitamine. Să știți că dacă ramurile sunt foarte dese, razele soarelui nu reușesc să ajungă la toți mugurii săi, iar lipsa luminii naturale și a căldurii soarelui împiedică dezvoltarea corectă a fructelor. Pentru a curăța pomii, se folosesc foarfece speciale și se mai practică văruirea trunchiului, care ține la distanță o serie de paraziți care pot provoca probleme scoarței. Tot prin văruire se împiedică și dezvoltarea mușchilor sau a lichenilor pe trunchiuri. Nu vă gândiți că veți primi foarfeca sau bidineaua. Încă nu e timpul să faceți asta, dar vă propun să folosiți o greblă și să vă ajutați părinții să curețe crengile uscate căzute. Grebla este o unealtă eficientă de grădinărit și sunt sigură că vă veți descurca de minune. Vă propun încă ceva. Ați plantat vreodată un pom? Dacă nu, e timpul să faceți asta. Aveți nevoie de o lopată și de un puiet. Când plantați, veți ține cont de condițiile atmosferice, de solul pe care veți planta, dar și de anotimp. Priviți spațiile de mai jos, transformate în grădini ale școlii, chiar și o seră unde cresc legume. Dacă nu aveți un spațiu verde la școala voastră, vă propun să vă amenajați un colț verde, chiar în clasa voastră. Aveți nevoie de câteva ghivece, pământ și semințe. Vi se pare dificil? Nu cred. Ia priviți cât de ușor am reușit să realizăm un colț verde în clasă. În 2-3 săptămâni aveam deja plantele crescute. Unele din ghivecele de mai sus au fost de fapt realizate din materiale reciclabile. Oare le-ați observat? Acestea erau. Crezi că poți amenaja și tu un colț verde al clasei?
Folosește materiale reciclabile, sticle, peturi, cutii și așa mai departe. Dacă aveți un spațiu în curtea școlii voastre, puteți vopsi cauciucuri în diferite culori, iar în interior să plantați flori. Noi am reușit și a fost o muncă cu adevărat plăcută. Acum putem citi afară, putem să ne jucăm și suntem bucuroși că din mâinile unor copii a ieșit ceva minunat. Încercați și voi! Pe curând!